G2A. Jocuri carnivore la prețuri ierbivore. Folosește codul Skype pentru o reducere de 3%. Bună dimineața, România! Bună dimineața, București! Și bine v-am găsit, dragii mei, la un nou episod din Our Survival Evolved. Dragilor, astăzi ne continuăm lupta noastră seculară în căutarea unui T-Rex. Am văzut câteva comentarii care întrebau ce s-a întâmplat cu T-Rex-ul, ce s-a întâmplat cu T-Rex-ul. Nu l-am luat, nu am putut să-l luăm. Deci am fost atunci ultima dată când ne-am interesat de T-Rex. Nu am reușit. Când am dus singur, nu găseam. Cel mai mult l-am găsit pe ăla de 96, care la un moment dat pur și simplu a plecat din zona aia și n-am mai putut să-l mai prind. S-a băgat într-o zonă cu o grămadă de lupi și Sabertooth și chestii genul ăsta și mi se pare chiar că la un moment dat l-au omorât un Sabertooth. Așa, și după aia când a venit Andrei pe server și m-am băgat cu el să căutăm, într-adevăr, deci omul are un noroc chiar. Când, după ce a intrat el și am început să căutăm împreună, câte 2-3 T-Rex și așa. Dar, iarăși, în zone super, super dubioase și foarte greu de găsit. Mă, asta, l-am făcut, măi, ok. Eram foarte, ce s-a întâmplat acolo? Fimil compi. Mi-a dat zapotolit? Nu mai vine odată. Fii atent că încă vine. Jesus, ok. Nu știam ce atac în puie mea era piatra aia. Bun, am nevoie de metal. De-aia l-am scos pe nenorocitul ăsta. Hai să mai punem un weight. Am nevoie de metal pentru că o șa de T-Rex, pe care nu cred că am făcut-o, parcă văd că am făcut șaua și n-am uitat complet de ea. O șa de T-Rex are nevoie de 50 de bucăți de metal și nu am deloc. Bun, deci o să iau un pic de metal. Facem șaua aia și plecăm de data asta cu Quetzu, ca să avem o platformă mobilă care să stea în permanență în aer, de pe care să putem împușca T-Rex, să vedem dacă în felul ăsta merge treaba sau nu. Fraților, deci suntem cu Andrei aici. Așa. Neața. Mi-a dat crash jocul. Mi-a dat crash și eram pe Quetz și am picat de pe Quetz și am murit. Am picat când m-am relogat. Și slavă celui că m-am găsit și voiam să vă aduc și pe voi aici ca să vedeți cât de dubios m-am găsit. Nu știu, stai așa să iau frunzele astea ca să... Hai mai. Iau toate pietrele, numai frunzele nu le iau, n-am văzut așa ceva. Ia, da, așa, deci pe lângă vulcan, pe acolo? Uitați-vă și voi cât de dubios am aterizat și am murit. Cum să mor, mă, într-o asemenea poziție? Zici că nici nu sunt mort. Sunt așa, înghețat, stană de piatră. Bun, fraților, ne îndreptăm către Carno Island să vedem ce noroc avem. Mai la stânga. El vrea drop-ul. Ce culoare e? Mă jur că am impresia că e alb. Ești sigur că e mov? Da. Ok. Mai știi, poate îmi dă un saddle de Rex. Poate să-ți dea porcării care se găsesc în ăla dacă... Oh my god, metal hatch frame. Dude. Mamă, și ai și perete. Al doilea episod pe care putem să-l încheiem aici. Deci puteam să încheiem de două ori episodul ăsta până acum. Extraordinar, incredibil, nu vine să cred. Aplauze, vă rog. Așa, domnule, ce unde ai văzut Rex-ul ăsta? Aha. Ai văzut? Ăla al meu. Ăla al tău? Da, la naiba. E aici. Niște carlu. Trebuie să văd după cum îl... cum îl... și un Alpha Raptor pe aici. Ăla în apă e un terror bird? Ba nu, e un pelican. Trebuie să vedem cum îl luăm pe băiat.
Level 72. Păi stai să vedem dacă e în stare să-i bată pe elalți. Îi bate. Bine, hai că mă duc să iau T-Rex-ul să facem curat un pic. Nu, 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 stai așa. A, da, să facem curat pe jos, adică pe, să nu vină da. După aia, după ce la dormim. Sper să nu mi-l la... Aoleu! Hai mă! Fuck! Hai, ne urcăm pe T-Rex! Așa... Nu! Hai frățică, mamă, că stă mâncația și să le agite pe alea argiurile. Până acum mușcam de 5 ori din ele. Sper să nu mi-a atace ceva pe teranul Dun. Că... A, uite și Alpha Raptorul de care știai tu. Ne ocupăm imediat de tot. Hai să curăți, bărbat. Tot curăți. Poți tu mai bine să dai follow la Pteranodon? Bă, eu pe quest dacă dau follow la Pteranodon o să mi se ghicească în quest. Am pe atunci, lăsă-mă, o sper să nu... Fac curat și pe drum, că... Na, trebuie să-l transportăm pe aici. Deci ataca tâmpitul și nu moare nimic, ești nebun. Dau câte 45 damage doar. El dă 45? Bă, ăsta al meu, cuiețul meu. Bine. Bun, hai că... Încerc să aduc, să aducem ăsta. Stai așa să omor raptorul ăsta, Alpha, puii mei. Nu cred că poți să-l omor. Mi se duce stamina până nu omor eu ăsta. Bine, nu-și dăște un el. E însângerat măcar, mă? Nu prea. Nu prea. Așa, stau și eu jos ca stamina până așa și-l omor după. Ce-și nebun, dar ce level are, frățică? Abia acum, 56! Dau și eu, mă, sau nu dădeam deloc în el, da? Da, dă-i, pare, dă-i. Dă-i și tu, dă-i și tu, hai, bagă, bagă. Vezi că vin la tine, împinge-l încoa. Hai, dă-i, moară. Mi-a dat așa. Ramshackle crossbow. Și mie și niște săgeți atât, stone arrows. Simple pistol mastercraft, apprentice, metal pick, metal hatchet. Vrei crossbow? Nu, ramshackle ai zis, da? Da. Ăla mi l-a dat și mie. Max durability 241. 177. Bun, în ce să mai bag aici la nenea asta? Tot în stamina aș băga mea și piciorul, deși are 2000. Nu știu ce să zic. Ai făcut vreun level ceva? Da, 2 levele, 3, 4. Hai să băgăm un health. 5000 health. Omul, dar câte levele a făcut frățică din raptorul ăla mărât, ești nebun? Să mai bag în weight până la 2000? La ce trebuie? Nu știu, să car cu el, pui mei. Păi dacă poți face o șmecherie și car. Pui Ankylo-ul pe platformă și dai doar cu Ankylo-ul și nu se pune weight-ul la quets. Și poți să car cât vrei. Pe bune. Am cărat 10.000 fiare cu el. Nesim porcul. Și l-am porcu. Grecit într-un pom, bineînțeles. Măgaru.
ce cu oameni din ăștia trebuie să lucrezi, mă, uite. Cu mărșavi dintre ăștia, așa. Da, dar e nașpa că se buguiește și dacă îl scapi în pom, acolo stă. Și trebuie să te urci după el sau să dobori pomul sau ce? Da, dar jos era un giga. Sunt ah. Alea. Și, și l-a lăsat în... Păi nu, că mi-a dărâmat pomul gigau și surprinzător tantalaul la plutea în aer. A, da, asta știu, da. Și până la urmă, na, am încercat să pun platforma cuețului sub el, să mă urc pe el, dar nimic. Și până la urmă a picat și a trebuit să abandonez tot ce aveam și să îl iau iar, să-l duc acasă. Bun, hai cu... ghidează-și tu ăla în fapt. Păi nu, aici nu lăsăm pe insula asta sau unde? Nu, las că dacă se spawneze ceva pe acolo și la atacă, de fapt el nu o să-l atace nimic, dar dacă o să te atace pe tine și o să dea în el, nu mai e bine. Și îl ghidăm în zona asta unde nu-i nimic și unde putem să-l apărăm. E înspre insulă, înspre partea ta sau cum? Unde era T-Rex-ul meu. Unde era T-Rex-ul tău, ok. Îl ghidăm un pic pe acolo și îl prindem în stânci. Ce îmi place mie, cât de ușor ți se pare ție, îl prindem în stânci. Adică e o chestie super simplă. E extraordinar de simplă, mă, el vine după mine acum. Ulu! Către T-Rex-ul tău fix? Da, stai că eu nu eram acolo. Păi ce faci, man? Că dacă se ala bătai cu T-Rex-ul meu e cam nasol, stai, stai, vine la mine. Vine la tine. A, nu, nu Daniel. Are un atac bun. Hai, vine un fan în stâncile astea și încerci să dai în el. Uite, dacă am reușit să-l băgăm cumva, încearcă să-l bași cumva între stâncile alea două. Da, stai să-l iau de mânuță. Ce mă distrează pe mine când vii tu cu chestii de-astea? Încearcă cumva. Uite aici, gata, aici e easy. Aici. Nu. Vine la tine. Vine încoa. L-am nimerit. Da, mă rog, nu contează. Poți să mergi și așa. Hai să nu, să nu dau un cuieț meu. Și să nu se ducă la pteranodonul tău. Ască, mai... Vine încoa, mai bine. Hai la tine acolo. Ah, cu ce faci, mă? Cu click dreapta sau cu ce faci asta? Da. Da, bă, dar uite-l, mă, că știe să urce el. Gata. Hai, că l-ai buguit. Și zici tu că acum pot să trag în el fără probleme. Până fugem, bineînțeles. Ia, mă, hai să vedem. Până fuge, bineînțeles. Am tras center mass și nu l-a nimerit, ești nebun. Așa. Așa. Așa, gata. Poate nimer în piciorul coețului meu. Băi, eu trag, dar nu apar cifrele, mă, ești nebun. Numai center mass trebuie să trag. Păi acum, da, dar... Ce ai? Aveam 100. Mai am 88. Ah, merg. Hai că e bine, uite că s-a buit acolo, e perfect. Deci ești nemun, săgeata are travel time. Hai că mai dau și eu. Nici nu știu câte, că n-am calculat să văd câte are nevoie. Jesus fucking Christ. Se mișcă. Vine cu a 42. Cum dracu? De la tine? I-am dat cu arbaleta. Am înțeles. Tot cu arbaleta aia, mă? Da, păi fac pușcă și fac sute de gloanțe. Nu te pot înțelege. Păi și nu aproape că zmor ăștia până-i... zi. Păi până-i adormi.
Nu, că au viață gârlă ăștia. Vai după el că nu mai... Sau nu? Stai așa, stai așa. Eu trebuie să mă upun la Pteranodon. Păi ia du-te tu la Pteranodon. Acum mi-apare cu roșu umor. Și e bine că Prime Meat faci vreo super ușor aici. Păi nu, că am Kibble. Oooo! De ce n-ai zis înainte că căutam unul de 100 plus? Nu, las că e bine, că nu vreau să stau ore. Nu stai ore, că ai Kibble. Frățică, iar să prind. Nu-l faci. Na, că ăsta nu l-am nimerit. Cu Prime Meat jumătate oră. Cu Kibble, imediat. Ce face, mă? Hai să mă duc pe vârful ăsta de aici, de piatră. Așa. Am o țintă, nu veni, stai așa că am o țintă perfect aici la el. Încearcă gușterul să... Să se urce pe piatră. Ha? Nimic. Oh my god! Bă, cuiețule, bă! Unde mă, s-a dus? Bă, cel cap. Da, mă, nene, mă, uite și tu. Ești tu move-ul ăsta de aici, când aterizează. N-a poftim, că nu mai... Unde l-a dus, mă? Vine după... Vine la mov. Vine la mov. Și-a băgat capul, și-a băgat capul. Stai așa, stai așa, stai așa, că s-a blocat acolo. No my god, i-a trecut. Uite cum se duce fix pe gâtul. Deci e blocat de gâtul cuețului, ești nebun. Fix pe centru cuețului vine mărlanul. N-am văzut așa ceva, fratele meu. Stai că... Tuleu. Hai. M-am buguit. Hai, dă-i acum. Mai repede, că nu pot să ies de aici. Păi nu știu câte săgeți. Poate nimeni în tine, să-mi spui dacă îți crește torporul. Nu crește. Cred că am dat în cueț. Acolo, da. Este canal cât de cât, nu cu înjurături, este canal cât de cât cu înjurături. Găsi grenadă. Mă bucur pentru tine. Și-am găsit silencer. Mamă, fratele meu. Poate se duce în apă, poate se duce în apă. Nu, se duce de obicei. De obicei. Uite, bă, uite-l, bă, animalul, bă. A picat? Nu. Nu, bă, mă, dar e în locul perfect acum. Mai bine arată. Numai să stea acolo gușterul. Promiți că stai acolo? Nici nu dacă adorme sau nu. Nu mișc. Vine în apă după cueț, ești nebun. Păi, tu nu trebuie să stai în apă. Asta trebuie să-l adorme acolo. Nu, că mă aștept să fugă când nu o rămâne cu torpor mare. Da, dar când e în apă, fuge tot în apă. Da. Mă,
Uite-mă, uite-mă, Dobitocu, mă. Pare că-l și văd leșinat înapă acolo. Mamă, deci deja am consumat 50 de astea pe ele, ești nebun. A, mai ai să-i dai. Gata, mă! Să moară Bibi, finally! Și acum să mă uit la el în inventar și să văd că are oxigen, știi, gen... Ia, îi scrie pe undeva cât oxigen mai are? Are, e ok, în regulă. Mă, un loc mai bun de atâta, nu? Cred că găsei. În fundul insulei. În fundul insulei, după o piatră. Hai, mă. Ia uite, frate, nu poți să-i accesezi inventarul și de mult. Mai bine înfometezi și după să-i dai, că... Păi și zici tu că se înfometează mai rapid? Nu, dar dacă îi dai kibble după și îl lovești din greșeală, pierzi kibble-ul ăla. Păi nu-l lovești din greșeală, în puii mei! Păi, știu eu. Jesus! Pe o oră stai până al 30. Taci din gură, nu comi. Hai să-i bag în inventar și un pic de cărniță când s-o trezi să nu mănânce... ...kibble în plus. Bun, domnule, și acum... Uite încă un T-Rex, dacă vrei. Nu, păi n-am la mine suficient kibble, ar trebui să mă duc până acasă. Ce level are? 8. Las. Tu nu ești, ești-o pe insula? Da, în peșteră. Ah. Bun, păi fraților, ne vedem în 15-20 de minute când se termină ăsta micul. Să vedem exact ce level o să aibă și toate alea. Da, mă, mănâncă și tu un pic. Nu vreau, mă, să mănânce mărlanul. Dar scade greu, rău de tot. Mâncarea. Acum, ia. O să mănânce un kibble. Hai să vedem. L-am atins în plus. 99,8. Mânci, mă! De ce nu mănâncă? La 80. Cum la 80, mă? La 80 mănâncă? Nu la 50? Kibble-ul la 80. Ai de capul meu! It's going to take forever! Dai, mai mult. Nu înțeleg că-i dă mai mult, dar chiar și așa, dă-o în puii mei. Ia, hai, nu, 70 acum. Și mai e un drop, pe care trebuie să îl iau imediat, pe Carno Island, în cave. Vrei să vii să iei artefactul? Nu, stai așa, că cred că mai mănânc ăsta o dată și gata. Îl luăm repede. Păi și cu ce pot să intru acolo? Facem un glitch, bineînțeles. Of course. Da, cu Pteranodon, gen, sau cu ce? Păi, poți să intri pe jos pentru că e potecă. Uh-huh. Un potec, mă rog, stânci. Uh-huh. Dar dacă pici, ești mâncat. Uh-huh. Păi e hău. Uh-huh. Poți să intri cu... Dire Wolf, cu alte chestii, dar din nou nu prea recomand, că dacă sar 20 de lilieși pe tine, nu mai e Dire Wolf. Mm-hmm. Și așa că intrăm cu Pteranodon. Da. Intrăm. 5 minute, pac, gata. Facem un glitch, facem o aroganță. Da, tot trebuie să te lupți cu tot ce ai acolo. Cu tot ce e în peșteră. Că nu poți să iei artefactul așa, că e plin pe jos de pe engine și de aia. Și artefactul ăsta e un drop, de ce culoare sau cum ar veni? Artefactul e o cutiuță albă. Da. Găsești artefactul, hai că ți s-a făcut direct. Atât! Atât! Deci vreau să mă învăț să le pun, cum ai zis tu, nu chiar nume. Dar cum să facem? Deci a fost level 72. Da. Care s-a transformat în level 107. Și da. Asta înseamnă că o să vină câte levele maxim?
160 un pic, cred. 150 ceva. 168. De 61 de level în plus. Ok. O să le dau nume din astea de cod în puii mei. Ai nevoie de carne pe el? Nu, nu, am pus keyboard-ul să-l fur. Mai ia de pe eu ăsta dacă vrei carne. Deși lasă-mi nu că... Bun. Așa, fraților. Avem magnificite din aia, hai să-i punem armură. Wow, 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 wow. Stai așa, stai așa, n-a cu tata. Așa, hai să ne urcăm pe el. 72, 107, 168. Ce, nu-ți place? Nu-ți place? Zi ceva contra T-Rex-ului meu. Hai, fraiere. Așa, 5200 health, stamina 1200, melee damage 266 și momo speed 100. Ok. Viața e destul de bună, chiar bună. 5000 cât ai zis? 5200 viață. E bun. Ia mă, stai așa, stai așa. stai să mai pun o dată, stai așa, stai așa. Deci direct în față. Vrem direct în față, că dăm capa. Dăm zoom out. Așa. Mama, a început să plouă fix când am râs. N-o răgușit, mă, și el, săracul. Bun, și acum... Hai să zic o veste foarte bună. Aia zic, cum îl duc acasă? Aia e. Nu, bun, hai să punem coetul să ne urmeze. Putem face o șmecherie. Ia zi. Ghici, ce putem noi face? Un glitch. Evident. Așa, putem să urcăm T-Rex-ul pe coet. Exact. Asta vom face. Păi n-ai cum, mă. Ba da. Dacă ar fi cu platformă coetul, dar n-am șa da. Cu platformă. Păi, merge la mine. Așa, stai așa. Ăsta înnoată? Da. Da? Uh-huh. Ok, ce bag aici? Bag la melee damage, nu că de-aia l-am luat. Da, eu am băgat pe toți viața și atac. Gata, tati. Hai să vedem, prima dată mergem în direcția ta. Cumva. Sau nu. Da, de-aia l-am lăsat eu acolo pe al meu, că... Că ce, îi zice stamina până ajungi la insula? Nu, dar până mă mișc. Să sperăm că nu ne atacă nimic în apă. N-are ce să te atace în apă. Decât pirania și, mă rog, dar stai că-s pe aici. Coetul nostru plutește fix la nivelul apei. Ce cingaș, ca o balerină, uite și tu cum. Cum înnoată. Dă din aripi de alea, ca nu, nu coetul, nu coetul ăsta, Rex-ul. Make him away downtown. Ta-na-na-na-na-na-na. Ta-na-na-na-na-na. Aoleu, 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 stai așa. What? S-a auzit ceva în apă. Nu, dai, îi se ducea oxigenul, mă, Rex-ul, ești nebun. A, să-l iei la suprafață. Mi se prea gheri la suprafață, da. Na. Bun, dragii noștri, cam atâta pentru acest magnific videoclip extraordinar. Da. Mai am la dreapta. Am luat la T-Rex. Păi nu știu... What? Tu ai omorât un coil ceva, nu știu ce ai omorât. Da. Păi, mergem la... De ce să mergem pe la tine? Stai așa, să luăm Tiranul Donu? Să da și să... Da, o platformă de aia, spate, o platformă de aia. Să fac... Păi stai puțin, ai sau o să o facem? O facem. O facem. Din ce să faci? Ce materiale ai tu să faci? Rețeta? Da. Da. Dacă n-am, îți dau, ți-l dau pe Blaze. Mi-l dai pe Blaze? Sau care? Sau îmi dai șaua de pe Blaze? Da, dar trebuie să dărâm platforma. Ai platforma aia cu Agata, am înțeles, am înțeles.
Am o măgărie pe el. Dacă ați rămas cu noi până acum, un like, un comment, un share, aștept foarte mult. Poate o abonare dacă n-ați scutit deja. Bună seara, București! Bună seara, România! Pe data viitoare! Salut!